Bună dimineața, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Mă lăudam foarte tare că în zilele din urmă, la momentul când am făcut lecția asta, ajunsesem destul de dimineață, mai dimineață ca niciodată. M-am străduit și în dimineața asta, dar n-am reușit să ajung prea devreme. Iată, e 10. Nu, e pe data de 10-8-2016. Da, dragilor, 10-2016, pe data de 10 a 8-a. Da, este o zi specială pentru mine. Vă spun specială pentru că astăzi soția mea face 64 de ani. O zi specială și de aceea mi-am propus să fac o lecție. Așadar, dragilor și prietenilor, este o zi specială pentru sufletul meu și tare mult mi-aș dori să fac o lecție deosebită. Mi s-a întâmplat ca ieri să mă sune cineva din Bistrița Năsăud, un grup de apicultori, și să mulțumească pentru tot ceea ce fac eu în apicultură și, surpriză mare, la încheiere, sărutări de mână Doamnei. Parcă avea să spună, știu că vine, mâine este ziua soției. Acesta este numărul de telefon și, dragilor și prietenilor, cei care doresc să al numărului de telefon al ei, să o felicite și merită felicitate, vă spun din tot sufletul, cu toată convingerea. Pentru că nu-i deloc ușor să suporți lângă tine, iată, 45 de ani din 71 de când ne-am cunoscut în 71 am intrat la facultate, noi am fost colegi de grupă, parcă și acum trăiesc acea emoție nemaipomenită din A5, parcă, da, a fost prima întâlnire a noastră, a studenților de la grupa 207, parcă, dacă nu mă înșel, așa eram noi, 207, și mă și revăd cu 45 de ani în urmă, cum în banc acolo stând, așteptam să intre, eu am ajuns mai devreme și așteptam să intre colegile mai ales și la momentul în care viitoarea mea soție a intrat pe sală, a tresărit inima mea de bucurie. Deci ala a fost semnalul, mie mi se întâmplă aceste lucruri deosebite, a fost semnalul că ea este aleasa inimii mele. Așa s-a și întâmplat, noi am devenit prieteni și ne-am căsătorit în 75. Iată, atâția ani de zile încearcă să mă descifreze. Îi mulțumesc din suflet pentru că a suportat această formă de manifestare surprinzătoare a mea, adică spun că eu la stânga și virez în scurt la dreapta, adică, este colosal de greu. Nu, imprevizibil și nu-i ușor deloc să poți face casă cu un om de acesta care nu-și respectă cuvântul. Dar așa, asta este starea mea. Nu pot să vă spun decât că am astăzi, repet, o stare de bine, o bucurie în suflet și așa, dar dragilor și prietenilor, cum spune Ana, și prietenilor, prieteni, ea a adăugat, eu spuneam mai dragilor, alături de Cristi și Aura, nu? Cristi și Aura, cei doi copii ai mei, s-au adăugat soția lui Cristi, Mihaela, apoi soțul lui Aura, Adrian, cei doi, Cristi și cu Mihaela, lucrează la Oracle, da? Sunt specialiști în informatică amândoi, la fel Aura și cu Adi lucrează la Microsoft, cum știți bine, am spus-o de atâtea ori. Ei sunt de 15 ani. O luat și mărturisit Adi din filmulețul acela în care mi-a dusese forma aceea de recunoștință care mi-a scos lacrimi de bucurie. E bine, lângă ei acum vin nepoții lui la Cristi. E vorba de Maria și Mihai. Iar la Adi, Ana, americanii, Ana și Victor. Îți mulțumesc, Renuța, pentru tot darul acesta și pentru răbdarea pe care a avut-o de a mă suporta în starea asta de
neliniște continuă. Nu cred că voi fi în continuare altfel decât tot așa, imprevizibil, pentru că poate așa, lui Dumnezeu, starea de, pe care o are un om care vrea să schimbe ceva, vrea să-și aducă contribuție ca oamenii să fie mai buni, să ne respectăm, să putem să ne înțelegem, să beneficiem, să zicem, de realizări unuia, să beneficieze toți ceilalți. Iată, Dumnezeu a răduit, nu, în apicultură sau această invenție, unde atâta vreme filmele, sunt 2945 sau 46 de filme care sunt pe internet. Astăzi, dragilor, în cor, aș vrea să vă alăturați și voi, alături de mine, cei doi copii, ginerile și Nora, nepoții, să vă alăturați și voi să zicem soții mele, la mulți ani, Lenița, la mulți ani și să vrea vreau Dumnezeu să reușim. Ați văzut numărul telefon, cei care doresc să o feriște pot face cu drag după ce, sigur, eu voi pune filmulețul. Diseară, în mod sigur, îl voi pune. Așadar, spuneam că e o zi specială și mi-aș dori din tot sufletul să fac cea mai frumoasă lecție pe care am făcut-o vreodată. Pentru voi, cei mulți, pentru nepoatele mele. Aș vrea ca lecția aceasta să fie foarte mult vizionată de foarte mulți părinți, bunici și fiecare să încerce să trăiască bucuria pe care o trăiesc eu acum. Pornim la treabă. Așadar, n-am șters tabla, pentru că tot am trecut în zilele acestea pe lângă ea și spuneam ce ar trebui să mai fac, cum ar trebui ca să ajung să vă pot impresiona, dragilor. Deci pe voi, acești minunați copii, de oriunde ați fi voi, din țară, din afara țării. Iată, Ana, ai din partea mea, adresez rugămintea de ziua lui Mimi, da? Ca tu să prezinți lecția asta și în engleză, da? Și să poți să atragi atenția cât o mai mulți cu prieteni de tăi, colegi, bunii tăi, amici, să le spui că ce frumoase lecții face Bubu, da? Așa că, după ce am văzut lecția aceasta, mă gândeam acolo, asta face. Bă, chiar credeți că este interesant, din prisma unui profesor din liceu, să coboare până la nivelul ăsta? Este extraordinar de interesant. Fantastic de interesant. Deci, dragilor, vedeți să fac lucruri spectaculoase din chestiunea acelea care pentru noi sunt de uzură, sunt atât de cunoscute încât cum să faci așa ceva? Asta e. Să facem, să reținem atenția trează și să putem să-i facem pe copii curioși. Deci, povestea cifrelor, colecția a treia, am, să spunem așa, am descris, practic, șirul lecțiilor pentru acești mici copii, pentru copiii de 3, 4, 5 ani, 6 și așa mai departe, nu mai așa mai departe. Dar primii ani acolo în care ei învață câte ceva despre matematică. Așa cum spunea Victor, în filmulețul acela, vreau matematică. Vreau matematică, când n-am mai arătat, îi arată culoarele. Așa, dar voi spune lecția a treia, atât am modific, lecția a patra acum. Și, dragilor și prietenilor, iată, reiau. Ăsta este mecanismul pentru ca lucrurile să se așeze. Eu, dacă aș fi în locul părinților, celor care dau peste mine, filmulețile acestea le-aș pune, le-aș trage de pe internet, le-aș pune pe tabletă și ei să vizioneze lecția și să facă proiect. L-am văzut pe Victor din America și pe Ana, făcând, la masă, făcând proiecte. Să facă o cerculeță acolo, să facă ceva. Dar să facă așa ceva. De să-l scrie pe unul, să
facă un pătrat, o liniuță, un punct, un cerculeț, un triunghi, doi și așa mai departe. Deci, tot ce vedeți pe tabla acum neșters, așa le-aș cere să facă ei. Vă dați seama ce exercițiu superb se întâmplă ca ei să înțeleagă că unul înseamnă reprezentantul unui obiect, un singur obiect, doi la două obiecte și așa mai departe. Și desenul pe care îl fac și să obișnuiesc ce înseamnă pătratul, care înseamnă toate laturile egale. Patru laturi, da? Una, două, trei, patru, triunghi, iată corespunde cu cifra 3, 3 laturi. Și așa mai departe. Toate aceste lucruri se le poate face. Deci vă invit pe toți. Este extraordinar de dificil când noi nu ne aplicăm cu răbdare pentru ca să se sedimenteze în mintea lor aceste lucruri, ci foarte repede trecem, lăsăm în sarcina învățătorului sau învățătoarei să facă chestia asta, o face și ea cu perceperea care o are. Am vrea acasă să îi ajutăm pe copii, ne străduim foarte tare, dar venim și împingem lucrurile mecanic. Nu știe asta? Păi uite, 2 și cu 3 fac 5, care e problema? Nu e așa. Problema este complicată. De aceea eu mi-am propus ca să construiesc acest șir de lecții pentru ca voi, părinții și bunicii, să vedeți cam cum trebuie făcut și cum trebuie procedat ca să-i puteți câștiga. Să înceapă să facă aceste noțiuni, să le asimileze cu plăcere, cu drag, nu sub stare de stres. Pentru că dacă se pleacă din start sub forma asta, niciodată nu vor mai avea tragere de inimă și nu vor mai avea bucuria de a se apuca, a pleca acolo să lucreze. Inclusiv cu statul la masă, cele 5-10 minute, cât înseamnă posibil forța lor la început, cu cât să cresc mai mari, deci cu atât, de aceea în poziția la scris. Toate acestea, nu veți mai fi lângă ei la școală. Acolo, de aceea, vedem pe copiii foarte mulți care stau aproape culcați pe foaia de lucru, nu păstrează cei 30 cm ca să poată să lucreze poziția, spatele și așa mai departe. Toate acestea le puteți voi corecta acasă, că învățătoarea sau învățător nu are timp să ocupe de poziția. Le spune tuturor care este regula, cei care respectă, care nu și cu asta basta. Da? Deci acum voi aveți mare, mare obligație să faceți corecțiile care se impun încât să aveți șansa să puteți crește niște copii sau nepoți care să fie în stare să meargă pe picioarele lor. Acum este perioada aceea superbă, vă spuneam, de dezvoltarea creativității. Așadar, după ce ați văzut lecția asta, repet, aș face acest lucru, filmulețul aș pune lecția 3 acolo pe internet și ar trebui să vedem foarte bine toate aceste lucruri. Așa că facem în felul următor. Mai departe, să las așa sau să șterg. Da. Nu. Am să încerc să explic adunarea. Da? Am să încerc să explic adunarea. Iată, dragilor, cum voi proceda. Chit că nu o să mă încapă pe o singură tablă, dar acolo la o să șterg torbă și să fac altă reprezentare. Deci, omul a simțit nevoia să încerce să facă și operații cu cifrele acestea. De fapt, dacă punem cifra, să spunem 2, 2-ul simbolizează sau îi reprezintă două obiecte. Doi stupi, două linguri, două furculiți, etc., etc. Și am spus eu aici, foarte bine, înseamnă și, hai să fac așa, 2 și să fac un pătrat mai mare, în care să pun 2 și o să vedeți de ce. Deci, cifra 2 și să însemne ce? Două obiecte pe care să le luăm, să spunem două triunghiuri, da, două triunghiuri, asta înseamnă, dar tradus, pot să însemne un triunghi plus încă un triunghi. Da? Și atunci face cât? Un triunghi plus un triunghi
egal cu două triunghiuri, puse una lângă alta, da? Două triunghiuri. Adică tradus, unu, că unu era pentru un singur obiect, da? Însemna un triunghi, un pătrat, un cerculeț. Ei bine, 1 plus 1 este egal cu 2. Două obiecte. Așa traducem operația asta de adunare, da? 1 plus 1 egal cu 2. Sigur, pot să spun și 0 plus 2. Pot să spun. 0 plus 2. Ce înseamnă 0 plus 2? Nimic. 0 plus 2. Adică două triunghiuri, da? Aici nimic. Nimic. Pun semn de întrebare, așa? Nimic plus 2 egal cu cât? Cu două triunghiuri, adică cu 2. Vedeți? Ori 1 plus 1 face 2, ori 0 plus 2 egal tot cu 2. Deci despre cifra 2 înseamnă că putem ajunge la 2 adunând cele două obiecte de același fel. Nu un cățel și cu un purcel. Păi un cățel și cu un purcel, ce sunt de amândoi? Două animale. Nu mai poți zic doi căței sau doi purcei. Da? Atenție. Bun. Mergem mai departe. Și pentru cifra 3. Hai să vedem 3-ul. Care reprezintă ce? 3-ul. Care reprezintă 3 obiecte. Adică cum am luat aici 3 triunghiuri. Sau foarte bine, 3 cerculețe sau 3 pătrate, da? 1, 2, 3. Da? 3 pătrate. Ei bine, la cele 3 pot ajunge așa. Nimic plus cele 3 obiecte, triunghiuri, egal cu tot 3 triunghiuri, da? Iar traducerea acestui lucru înseamnă 0 plus 3 egal cu 3. Tot atât de bine se poate întâmpla ca un singur triunghi la care adăugăm alte două triunghiuri, fac în total 3 triunghiuri, da? Iar traducerea înseamnă 1 plus 2 egal cu 3. Da? 1 plus 2 egal cu 3. Și pot să spun și 2 plus 1, da? Deci două triunghiuri plus un singur triunghi egal tot cu 3 triunghiuri. Adică s-ar traduce chestia asta cu 2 plus 1 egal cu tot cu 3. Deci 2 plus 1 egal tot cu 3. Altfel, înțelegem în felul următor că 1 plus 2 egal cu 2 plus 1. Deci de aici rezultă că 1 plus 2 egal cu 2 plus 1. Bine. Haideți să vedem acum pentru cifra 3. Vedeți? Justific operația de adunare. Asta fac acum, da? Ca să înțelegem bine. Deci punând la două triunghiuri încă unul lângă el, fac 3. Și asta scriu matematic prin forma asta. 2 plus 1 egal cu 3. Dacă luăm cifra 4. Cifra 4 înseamnă, de fapt, în dreptul său am să pun ce? Hai să zicem, cum am făcut acolo, 4 cerculețe, sau toată de bine, 4 triunghiuri, 1, 2, 3, 4, sau toată de bine, 4 pătrate, 1, 2, 3, și al patrulea. Ei bine, de pe astea le punem într-un singur chenar. Dragilor, așa ceva trebuie să pune să-ți cere copiilor. Deci să facă lucrurile acestea, pentru că, patru încă un cerculeț aici, pentru că în clipa în care participă și cu mânuța lui, cu imaginea, cu tot, el pe foaie acolo are șansa să-și puncteze foarte bine lucrurile. Așadar, bună dimineața, Gheorghe, să vedem. Bună dimineața. Eu sunt mai prins în miezul lecției, îmi continui lecția. Tu știi unde ai rămas.
Nu știu, da? Nu deranjez, gata, mă duc masa cu... Le găsești acolo. Le găsesc acolo. Da, totul găsești acolo. Am adus alea. Bun. Baloane. Și o să le punem acuși. Așadar, pentru patru, ca să ajungem la patru circulețe bunoare, sau la patru triunghiuri, cum am folosit mai înainte, pot să zic așa, nimic plus cele patru triunghiuri, da? Egal tot cu patru triunghiuri, îmi dau exact patru triunghiuri. Da? Și acesta s-a scrie cum matematic. 4, 0 plus 4 egal cu 4. O altă situație, un singur triunghi. Un singur triunghi plus alte trei triunghiuri. Îmi dau cele patru triunghiuri. Matematic, cum traducem asta? 1 plus 3 este egal cu 4. Deci ăsta e motivul. Iată, 4 aici simbolizează cele 4. 3, cele 3. Încă o dată exercițiul ăsta făcut se imprimă lui foarte bine că prin 3, prin simbolul 3, înțeleg 3 obiecte. Am luat eu aici triunghiul, da? Apoi, două obiecte plus alte două obiecte egal cu tot cu patru obiecte de așa, da? Iar matematic scrim acest lucru fără să voi folosi un triunghiu, că poate altceva avem, alt reprezentant. 2 plus 2 este egal cu 4. Dragilor, când mecanic tot zice 2 plus 2, cât face? 4. 2, până să ajungă să repete el asta, să înțeleagă, nu înțelege. Să triada 2 plus 2 egal cu 4 sau 1 plus 3 egal cu 4, până să ajung acolo, să sau cum să faci, totul mecanic, nu sunt așezate lucrurile. Dar dacă tu faci așa, cu desenul ăsta, și el la rândul lui desenează și face chestiile astea, acolo, este superb, este extraordinar, foarte bine, îi se întepărește în minte. Sigur că mă pot duce acum și la 3 plus 1, adică 3 aici și 1 în partea asta, de tot 4 face, da? Dar m-am oprit aici. Am semnalat o situație, 0 plus 4, o a doua situație, 1 plus 3, și 2 plus 2 egal cu 4. Hai să vedem și pe 5. Deci pentru cifra 5, care semnifică în limbajul pe care l-am stabilit, 5 cerculețe, 1, 2, 3, 4, 5, sau 5, ce mai poate să fie? 5 triunghiuri. 1, 2, 3, 4, 5. Sau să însemne cele câte pătrate? 5 pătrate. 1, 2, 3, 4, 5. Deci, pentru cifra 5, ca reprezentant, ca simbol folosit pentru 5 cerculețe, 5 triunghiuri, 5 pătrate, putem descifra câteva situații foarte clare. Am nimic plus 5 triunghiuri este egal cu 5 triunghiuri. Deci dacă la cele 5 nu mai adaugi nimic, rămân așa, ca înainte. Așadar, putem spune dedesubt că 0 plus 5, iată, vedeți aici, punem exact, egal cu 5. Apoi, am să scriu în partea asta altă pentru situațiile în care se ivesc. Un triunghi plus alte 4, 1, 2, 3, 4, egal cu 5 triunghiuri, da? 1, 2, 3, 4, 5. Asta înseamnă 1 plus 4 este egal cu 5. Da? 1 plus 4. Iată, pui 4 sub ele astea ca să vadă că 4 reprezentantul celor 4 triunghiuri. Egal cu cele 5 triunghiuri. Da? În sfârșit, 2
Deci două triunghiuri. Două triunghiuri. Plus trei triunghiuri. Este egal cu cinci triunghiuri. Adică 2 plus 3 este egal cu 5. Astea sunt situațiile pe care le întâlnim. Am să le scriu aici. 0 plus 5 egal cu 5. 1 plus 4 egal cu 5. Și 2 plus 3 egal cu 5. Sigur că și 3 plus 2 face tot 5, nu? Astea sunt cele trei situații care se iubesc. Zero nu influențează niciodată la adunare. Zero adună cu orice număr, lasă nemișcat. Sigur. Dar, dacă, repet, faceți așa, aveți toate șansele ca să dezvoltați latura asta nevăzută, aceea de a găsi corespondent. Nu mergem pe partea mecanică. Fugiți de partea mecanică. Pentru că v-am spus, mi s-a întâmplat acum și iată am sezizat cu foarte multă ușurință că după 2 ani de zile, a 6-a și a 7-a, oricât am insistat eu să fug de partea mecanică, dacă la școală se face numai așa, dacă elevul simte că învață formula și o aplică și pe asta, neată, nu-l interesează, refuză varianta care îl propune eu, aceea de înțelegere corectă a noțiunilor. Fundamentul, cum a spus Ade, atunci când Ade, nu, s-a aflat cu aici lângă mine și a venit acolo, m-a surprins total, mi-a scos lacrimi de bucurie, a fost reacția de mulțumire a tot ce s-a întâmplat lui în cei 4 ani de liceu, nu? Când am urcat cu el până la poziția 19, am mai spus și altă dată, a 19, licean al țării, nu, locul 2 pe țară, și lotul regis pentru internațională. Deci, reacția a fost atât de spontan și atât de curată și atât de din suflet, încât rămâne definitiv în minte. Lângă Vlăduț, care a făcut filmul acela de cunoștinței, la care am ajuns foarte repede, nu știu, pe filmulețul 60-65, vedeți acolo în seria filmulețelor noastre care sunt acolo la matematică, Să-l cunoaștem pe Vlăduț, se intitulează. Vedeți filmulețul acela în care face un film Recunoștință profului omului. Așadar mă întorc și spun că așa trebuie gândit. Am făcut-o pentru 1, 2, 3, 4, 5. Hai să continuăm cu 6. Nu, tabla nu îmi permite să las toată povestea asta. Și să facem pentru 6. Deci 6 înseamnă simbolul acesta, sub forma asta, dar el, simbolul, semnifică. Ce semnifică? Câte triunghiuri? 6 triunghiuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El semnifică tot atât de bine ce am zis eu de desubt. Triunghiuri, nu, cerculețe le-am pus așa. Hai să pun cerculețe așa cum am obișnuit. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, triunghiuri 1, 2, 3, 4, 5, 6, apoi pătrate aici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, deci simbolul acesta, 6, înseamnă fie 6 căței, 6 purcei, 6 căprițe, 6 stupi, 6 cerculețe, 6 triunghiuri, 6 pătrate. Iar ce putem declanșa de aici ca variante de exprimarea lui 6 înseamnă așa, 0 plus 6, adică niciun triunghi, plus 6 triunghiuri, 1, 2, 3, 4, 5, 6 este egal cu câte triunghiuri? 6 triunghiuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adică ar spune aici 0 plus 6 egal cu 6.
Așa se traduce, da? Apoi, un triunghi plus alte 5. 1, 2, 3, 4, 5, da? 2, 4, 5 este egal cu 6 triunghiuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adică 1 plus 5 este egal cu 6. Apoi două triunghiuri. 1, 2 triunghiuri plus alte 3. 1, 2 și plus alte 3. 1, 2, 3. Vedeți, aici am lăsat locul liber. Pentru că astea două de aici le-am pus în față, da? Fac în total, deci 2, 1 și cu 5, 2 și cu 4, da? Așa trebuie să pun. 2 plus 4. Adică 1 de aici l-am pus aici și am făcut 2 și cu 4, fac tot 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adică 2 plus 4 egal cu 6. Dragilor, Ana se sesizase de chestia asta. Crește, zice, cu 1 aici și scade în partea asta. Asta, Ana, tu ai sesizat bine. Iau un triunghi și l-am pus în coace și aici au rămas 4 și de aici 4 și 2, tot 6 face. În total, tot am câteva triunghiuri. 3, 1, 2, 3, plus. Mă duc mai încoace. 1, 2, 3, este egal cu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adică 3 plus 3 este egal cu 6. Domnul profesor Radu Gologan, când am stat de vorbă cu el și am povestit, și sau nu, s-a uitat pe lecție și a spus: domnule, e spectaculos, cum ești pasionat de a vorbi de lucruri atât de elementare, atât de jos. Cu vorbești cu atâta drag, parcă acum descoperi. Da, da, pentru că se produce chiar de creație. Lecția mea arată ca o rugăciune. Trebuie să vă spun că din tot sufletul fac asta. Numai așa, dacă te întrebuiți la maxim, poți să ajungi la mintea copilului și apoi el ți transmiți forma asta logică de organizare. Nu mecanic. Fugiți de partea mecanică că doar obosește. Înveți atâtea lucruri ca să le uiți foarte repede să faci loc la alte informații, tot mecanic. Am găsit atâția în cariera mea, atâția copii care mezează numai pe memorie și dacă un cuvânt uitau, la biologie, la geografie, la cum să spun, obiecte acestea care la română, rezumate și aia, mecanic, spuse, vorbe legate acolo, spuse de 10-15 ore acasă, probabil, până când mecanica Tatăl nostru. Da? Tatăl nostru există o legătură. Tatăl nostru care știe în cer. Nu? Deci spui, stai de vorbă, este cu un mesaj direct format de rugăciune aia. El nu... Nu spui, nu ai făcut nimic. Da? Deci, de ce insist? Vedeți? Forma aceasta place foarte, foarte mult. Și asta trebuie să faceți. Nu obosiți să încercați să găsiți. Este un model, este un punct de vedere pe care eu îl reclam. Îl prezint acum. Ca voi, sigur că folosind acest model, să încercați chiar să îl dezvoltați, să fiți și mai creativ decât mine. M-aș bucura enorm de mult să spun, domnul profesor, am mai adăugat noi câte ceva, câte o floricică, am insistat acolo. Sigur, puteți vine cu modele, puteți folosi două creioane acolo și încă alte trei și vedeți cât s-au dus, în total 5, cu degețelele și așa mai departe. Deci, încercați, sigur, nu trebuie folosit ritmul ăsta care l-am acum eu, ci unul mai lent. Mai lent, pe măsură ce el înțelege foarte bine și să cere să-i dea el exemple. Ia, poți să-mi dai tu alt exemplu de ca să facă 5? Ce-și vine lui în minte acolo? Încercați să-l provocați pe copil. Să vedeți în ce măsură el răspunde la aceste lucruri. Această formă de prezentare matematică sub formă mecanică, nu face decât să sperie pe copii. Să facem pe 7. Ce înseamnă 7? Este reprezentantul A. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cerculețe. Sau este reprezentantul A
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 triunghiuri sau reprezentantul a un pătrat. 2, 3, 4, 5, 6, 7 pătrate. Iată cele trei categorii la care m-am oprit eu, cerculețe, triunghiuri, pătrate, ca operații care decurg de aici. Înseamnă așa, niciun triunghi plus cele șapte triunghiuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ne dau 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Adică 0 plus 7 e egal cu 7. Continuăm. Un singur triunghi plus 1. Vedeți ăsta de aici? S-a dus aici, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e egal cu cele 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Adică 1 plus 6 e egal cu 7. Două triunghiuri. 1, 2 triunghiuri plus, lipsește și, lipsește încă unul de aici, plus un triunghi, 2, 3, 4, 5 triunghiuri, egal cu 6, 7 cele, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Adică 2 plus 5, egal tot cu 7. 3 triunghiuri, 1, 2, 3, plus, mai lipsește încă unul aici și plus 1. Hai să mă duc în partea asta să se vadă mai clar. Deci un triunghi, încă un triunghi și încă un triunghi, da? Plus 1, 2, 3, 4, egal cu 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Adică 3 plus 4 este egal cu 7. Și 4 plus 3, da? Iată, acestea sunt pentru 7. Deci ar fi 4 plus 3 egal 7, 5 plus 2 egal 7 și, nu? Cum vedeți, se poate continua și așa mai departe. Ei bine, dragilor, vă las pe voi să terminați lecția. Temă pentru acasă, să faceți pentru 8 și 9. Deci temă pentru acasă, de acum vă dau și temă, să faceți voi în logica asta, pentru 8 și 9. Nu vă mai arăt eu, ci voi să fiți cei care faceți așa. Mă opresc aici, că presiunea este foarte mare pentru lucrările care am de executat. Încep să am, cum să spun, concentrația slăbește, pentru că presiunea lucrurilor, repet, care le-am de făcut, mă determină să nu mai am atenția atât de bine focalizată. Mă opresc aici. La revedere! La mulți ani, Iuța!